Un singur lucru spun. Ai femeie foarte deșteaptă. N-am atât. Femeie, zic eu. Ascultă, e foarte deșteaptă. N-am femeie, zic eu. Cum ai venit aici, așa vei și pleca, dragul meu. Asta s-o crește. Fără aia 10.000 Mai vedem, mai vedem pe parcurs. Ia, vrei, ai curaj să faci. Ia stai, mă, că vine un pic acum la tine. Păi mie că sunt cocoșat, uite la mine cât de dreaptă sunt. Ești top. Păi sunt. Zici că ești leu. N-ai tu față de așa ceva. Da sau nu? Sau. Da sau nu? Sau. Nu mă lua la mișto. Ai înțeles? Nu mă lua la mișto. Madalina, ce pune vrei? Mână ce vrei? Bagă. Ce te bagi? Andrada. Ce vrei? Andrada, nu te juca cu mine, Andrada. Nu v-am băgat în seamă ce vrei de la mine. Îți repet, nu-mi plac prostiile astea pe care le faci acum. Ce? Placă afară, ieși afară, ce vrei să-ți fac? Vorbea Madalina, ai vorbit pe ea. Tu înțelegi ce zic? Tu înțelegi ce zic? Mă, dar tu ai cu referire la toate trei. Madalina a început să vorbească, fată, tu ai probleme cu auzul. Fii atent, noi doi facem un pariu, noi doi facem un pariu, pe ce vrei tu? Pe ce vrei tu? Deci pe ce vrei tu? Noi doi facem un pariu, dar pe ce vrei tu? Nu contează. Orice, orice. Ce vrei tu? Bani? Eliminare? Ce vrei tu? Bă, bă, gândește-te la ce vrei tu. Haide. Pe ce vrei tu? Ok. Ce vrei tu? Ok, vino și bate. Pune pe ce vrei. Pe ce vrei tu? Deci, nu știu, pe ce vrei tu? Nu contează, nu. Ai venit pentru bani, facem pe bani. Pe câți bani vrei? 50 de lire, pune la mișto. 100 de lire. 50 de lire, nu fac 50 de lire. Pe 10 milioane, ce vrei? 100 de euro. Bine. Bun. Ok. Hai că dai pizza de seară. Fii atent, dacă tu ești băiețaș, îți restezi pariu. În momentul când auzi vocalul, îți restezi pariu, corect? Bun, așa face. Băieții, de seară dau o masă. Da. Mă duc dincolo. Așteptăm. Narghilea frumos? Pe cât vrei tu, Mario, că de seară dau o masă? Da, din banii tăi. Ce? Da, din banii tăi. Mă duc până dincolo, când vine înapoi, să le spui la băieți cum a fost. Îmi dați mie o cameră roșie. Ai cerut voie la cameră? Și pot să zic doar ceva, ca să-ți dai seama. Și eu m-am dus dincolo și trebuia să mi-a pădeamă. Numai ceva spun, că eu nu te jignesc, că nu-s ca tine să vinzi. Ce nu te jignesc? Nu-s ca tine să te jignesc. Eu veneam să vorbesc cu tine, te-ai ridicat smardul. Nu-s ca tine să jignesc. Eu am venit să vorbesc cu tine. Mai văzut că am venit să vorbesc. Asta nu-i problema. Asta nu-i problema mea. Nu-i problema mea. Un singur lucru spun. Ai femeie foarte deșteaptă. Ascultă, e foarte deșteaptă. Urâtea după el, după cum a pășit ieri pe scările. Te-au supărat cuvintele? Andrada, în momentul de față ai două pedepse. A? În momentul de față ai două pedepse. Da, le fac după aia. Mă, care-i problema ta legat de mine? Mă, ce ai, mă, fată, ce ai? Ce ai ceva? Ce te deranjează? Ai plâns cumva? Poftim? Vrei să te victimizezi un pic? Ai plâns cumva? Nu mă victimizezi, stai liniștită. Dar ce e sărit așa? Care-i problema ta cu mine? Nu vă spun. N-am nicio problemă cu tine. Cum n-ai nicio problemă? N-am nicio problemă cu tine. Tu ai impresia că... Nu, de fapt, tu aveai impresia vreo secundă că vei ajunge vreo secundă la mine? Poftim? Scuze, niciodată. Nu pofti, că ți se apleacă. Da, stai cu mine. N-am nevoie să ajung la tine. Stai liniștită, am alte standarde. Da? Alexandra, dar ești cu conai, mă, parcă... Dacă nu te auzi, Alexandra, cum ai venit aici, așa vei și pleca, dragul meu. Asta s-o crește. Fără aia 10.000 de euro. Fără aia 10.000 de euro. Vorbiți pe rând, mamă. Ce, mă? Păi, dar unde te crezi? Ai mâncat difuzoare când erai mică? Auzi? Ai mâncat difuzoare când erai mică? Nu vorbește tare una pistioasă, frate. Am mâncat și vuvuzele. Ce vrei tu? Ai vreo problemă cumva? N-am nicio problemă cu tine, dar tu vă că ai probleme. Păi tu ai probleme cu mine, că tu îmi spui mie că sunt cocoșată, tatuată, pensată, terminată și așa mai departe. Ești cocoșată, că ești mai dreaptă decât el. Ce ai? Ia, vrei, ai curat să faci. Ia stai, mă, că vine un pic acum la tine să-ți arăt ceva. Stai puțin. Alexandra, nu-l bate, te rog. El bate, dar ce cred? Dar ce mă rog? Te rog, Alexandra, Camilo, cum poți să bați un bărbat? Să nu-i arăți, Alexandra. Am crezut că a fugit și ăsta. Am crezut că a fugit, a Ia hai mă să facem un dans. Ce să facem? Să vedem cine e cocoșat. Bă, dar ce mă zici să facem? Ca să-ți aduc aminte cum dansa ieri. Uite așa dansa ieri. Da, hai, vino. Mă lăsa mândră. De ce nu vreau să păi vino mă să dansezi dacă ai curaj, că-ți aduc aminte cum dansa ieri. Care tu spui mie că sunt cocoșat, uite la mine cât de treaptă sunt. Ești top. Păi sunt. Bun, n-ai tu față de așa ceva. Niciodată în viața ta. Dai pedeapsă. Niciodată. Ai înțeles? Codruț. În pacul. Ai vrea să ai așa ceva lângă tine. Crede-mă. Și eu sunt cocoșat. Alexandra, ai nevoie de ajutor. Am venit să te ajut.
Vai, Mariana. Băi, Mario. Da. N-am ce treabă. Se înțelege că nu mă halești pentru că ai zis că nu stai cu mine în cameră. Nu te halesc. Am zis că pur și simplu nu-mi doresc să stau cu tine în cameră. Atât. Care era motivul? Pur și simplu nu am vrut să stau cu tine în cameră pentru că știam că cumva nu ești integrat în acest grup de oameni. Asta a fost părerea mea că n-am văzut la televizor. Eu ți-o zic sincer, n-ai zis să fii zic sincer, da? Și pur și simplu n-am vrut să stau cu tine în cameră. A fost dorința mea pentru că știam că o să-mi pun toată casa în cap. Așa am crezut eu. N-am zis că eu n-am nimic cu tine, nu te cunosc personal, ne știm de la sală, ai înțeles? Am vorbit, ne-am salutat, dar nu te știu personal. Până acum ești un super ok, înțeles? Punct. Înțeles? Ce vreau să spun? Eu prefer, mai bine să fiu sincer, ți-am zis adevărul. Ok, în momentul actual ești conștient de treaba că tu stai cu mine în cameră. Ok. Și motivul pentru care băieții au sărit acum pe tine nu este că te-ai acurat cu mine. Probabil, este pentru că tu probabil că ai greșit. Tău. Eu nu ai văzut despre... cât de multe chestii de-astea. Mă, nu știu despre ce e vorba. Nu știu, vrei mă să zic eu sau ce? Ce? Vrei să zic eu despre ce e vorba? Păi am înțeles, da. Sunt niște vocale în care el zicea... Lasă asta, el înainte, el... Că mă ia pe mine, nu știu... Zic, frate, ce-am înțeles eu și așa? Ce-am văzut și eu screen-uri, că tu ai venit aici, tu având relația acasă. Și ai zis, o să mă duc acolo, stau ce stau, îmi fac și o reclamă și vin înapoi acasă la tine. Nu, m-am despărțit. Scuze-mă puțin. Când a sunat de la producție să se ducă, să vină la emisiune, i-a răspuns iubita lui. Da, da, da. Ai înțeles? S-ar fi certat ceva de genul ăsta. Eu clarificam... Mă rog, nu știu. Asta. Eu ți-am zis ce am aflat. Ok. Ei, el a plecat de la ea de acasă și a sunat aici la producție că vrea să vină, că vrea să vină aici, că nu mai are nicio treabă cu ea. Da, exact. Și acum ceva zile, acum trei zile sau ceva de genul, era cu ea în pat. Asta... Nu, sâmbătă, în weekendul trecut, când eu clarificam faptul că știam că o să vin la Puterea Dragostei și am clarificat relația cu ea. Simplu. Asta e ce mi-ai zis. A, de unde rezultă că ți-a lăsat femeia ca să vii aici? Nu rezultă dar... la treaba asta. De, nu, cum... de, nu mai există înțelegeri oricum între mine și ea. Am mai multe motive care n-aș vrea să le spun aici la televizor. Înțelegi? Mario, cred că tu ești Camila Cocoșată, nu Alexandra. Dar cum îți permiți tu să ne jignești? Să ne faci de pravate, ia spune. Cum îți permiți tu să ne faci de pravate? Cum îți permiți tu? Cine ești tu? Ca să ne faci pe noi depravate. Ia nu v-am făcut depravate. Poftim? Ba da. Nu v-am făcut depravate. Hai, lasă-mă. Zic eu. Cine faci tu, mă, depravate? Să-ți aducă... Tu, acum câteva minute, când ai fost așa? Întrebat dacă așa? Ai vorbit anumite lucruri despre Marinescu, tu ai spus că asta a fost băgat de la ei. Adică, fără să vrei, tu ai confirmat că ai vorbit acele lucruri despre noi. Tu fără să-ți dai seama. Ce n-ai dat seama cu mine? Te era stricat că te faci de război. Nu te mă și adu alea, mă. În moment ce spui că asta este băgat de la ei, este clar că lucrurile care au fost spuse de băieți sunt adevărate. Dar faza cu Marinescu a fost băgat așa pe final. Care e faza cu Marinescu? Și Marinescu? Că vrei să-l lăsați de Marinescu, ai zis că asta i-ai băgat-o de la tine, dar până acum nu era nimic a băgat de la el, era adevăr. Aveți de alea proaste și... Și fără să-ți dai seama, tu ai confirmat. Ce ăla? Nu e adevărat. Asta e băgată de la tine, tu crezi că suntem atât de fraieri încât... N-am zis niciodată de voi că sunteți depravate, ca să știi niciodată n-am zis chestia asta. Tu fără să-ți dai seama, tu ai confirmat toate aceste lucruri. Uite, hai să lăsăm dovezile să vorbească. Așa e când minți. Să lăsăm dovezile să vorbească cel mai bine, nu? Poftim? Să lăsăm dovezile să vorbească cel mai bine. Las, o să le aducă, o să vină. E cel mai bine așa. Lăsăm dovezile și după aia o să vezi. Păi da, o să vină dovezile și atunci să-ți vedem fața, dacă ai mințit sau... Ok, hai să vedem. Și dacă n-am mințit, ce se întâmplă? Ai mințit, îți spun eu. O să ne cerem scuze de la tine, Mario. Dar te asigur eu că minți. Ei, o să vedem. Mario, am și eu o întrebare pentru tine. Te ascult. Dar tu de obicei așa procedezi în toate relațiile, te desparți. Stai o săptămână și după aia îți faci o altă relație? Nu, nu, nu a fost băiat asta. Nu mă înțelegeam cu fata aia de mult timp, ai înțeles? Și pur și simplu... Da, de câteva zile. Treaba... Dar oricum ai spus că fata are... Relația mea era doar teoretică, practică nu mai era. Noi va pune bătul la vrăjeala ta că tu ai venit aici să-ți faci o iubită. Nici o persoană da, vreau să fac o iubită, nu credeam. Poate să treacă peste o despărțire într-o săptămână, să știi. Uite, poate eu pot să trec. Tu dar care o săptămână, Mariana, că a venit? A, ești un fenomen. Mariana, tu ești al naturii, ce ești? Mariana, care este o săptămână că a venit aici și a zis că s-a despărțit de ea o săptămână și în casa băieților a zis că cu două zile înainte să vină aici. Ce vorbești tu o săptămână? Nu, acum două zile am clarificat. N-auzi? 10.000 de euro caută, nu înțelegi? 10.000 de euro? N-ai vorbit asta. Alexandra e 10.000 de euro, dar păcat că nu te poți să o ai niciodată. Dacă și am la Alexandra, biletul la loterie. I-ai zis că iubește. Loterie de 10.000 de euro. Care bilet? Spre final. Dar nu știu ce s-a băgat domnișoara. Cine, Maria? Ideea e că... Sunteți deștepți ca oaia. Aplicați cineva pe voi. Ia că nu știți cum o fac. Aia, aia, bang, 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 b
Poate să se ducă mai bine cu Alex, că s-au certat un pic și lasă-i să vorbească. Alex? Nu, mă. De ok, ce? Te duci în camera roșie și te dai la Jitaru. Hai că mă crede Jitaru. A? Mă crede Jitaru. Te dai la el, dar nu-i spui că este pedeapsă. Să-i spui că să nu-i spună lui Alex. Să nu-i spună absolut nimic lui Alex. De ce? Să-i zică lui Alex că l-am chemat eu pe Jitaru în camera roșie. Sau aia. Da, dar o să se prinde da, nu, tu îi spui că mă, am sentimente ascunse față de tine. Nu vreau ca Alex să afle. Știu că tu nu ești prieten cu Alex. Tocmai de aia am vrut să ți le zic ție. Să mă deschid. Mă, dar eu crezi că nu se gândește că poate dă cadru acolo? Lasă-mă cadru. Pe tine te interesează să vezi cum reacți. Pe mine mă interesează să scoți de la el reacția aia ca și cum ar fi de acord. Să-l prostești, dar nu-i spui de pedeapsă, nu-i spui absolut nimic. Adevărat, chemați-l pe Jitaru. Eu m-am dus în camera roșie vreodată cu 5 bărbați sau 3 câte ori. Se ciudă că nu poți și tu? E un gest oribil, urât, pentru o femeie. Că vrei să scoți în evidență ceea ce face ea greșit, să o scazi în ochii lui Alexandru? Eu n-aș umili un bărbat niciodată. Egal ce-mi face. Lasă să te umilească el pe tine atunci. Să profitați de mine, cel puțin Codruț, nu mai zic. Băi, dar tu gândești ce scoți acum pe gură? Nu gândesc. Tu realizezi ce scoți acum pe gură? Singura persoană care s-a folosit în această relație a fost Alexandra. Hai Delia, că nu ești bandit. Haide, băi, du-te! Jitarule, Delia! Băi, explică fete de ce ne-a asumată. Ia uite-l ce zâmbește! Ce zâmbește! Nu-i asumată. Îi spun... Băi! N-ai tu. N-ai tu dialog cu mine! În camera roșie! Rău o joci. De ce? Acum dacă ai intrat așa în horă, dă-o până la capăt, tot așa. Mă, dar ce discuție aveați voi mutălăi în grădină? Păi toți trei mutălăi au... Ați făcut o vorbă. Ați făcut o vorbă. 22. Am pus două cafea acolo. Mersi la fel. Nu știu dacă ai observat, dar eu cu Alex nu mai am înțeleg în ultima perioadă. Tu ai văzut cât de cât că mă cer cu el. Eu, înainte când am venit în casă, am simțit așa un fel că cred că m-ai protejat, că m-ai luat de acolo, de la băieți. Înțelegi? Pentru că eu vreau să mă duc să-l atac pe ăsta, cum îl cheamă. Și am zis, da, că m-ai protejat. Și într-un fel sau altul, nu știu, am simțit că este ceva drăguț din partea ta. Adevărat. Am simțit că este ceva drăguț din partea ta. Dacă eu aș vrea să te cunosc, tu mi-ai dat oportunitatea asta? Bă, ce ai mult? Eu știu că tu nu ești prieten cu Alex, cum e, de exemplu, George și Codruț. Știu că nu ești așa de apropiat. Dar totuși suntem în casă cu puterea dragoste, dacă să iei logic. Tu acum formezi un cuplu cu Alex. Știu, dar nu vreau să mai continui degeaba cu el. Am înțeles. Băi, nu știu, în primul rând trebuie să stau de vorbă cu el. Și după ce stau de vorbă cu el? Că așa sunt eu, băiat, nu pot să fiu... Dar dacă el ți-ar zice da? Pentru tine ar fi da. Da, să te cunosc, ce până la urmă... Hai că nu cred că nu-ți place deloc de mine. Pe bun acum, nici așa urâtă nu sunt. Nu, da, am spus că toate fetele sunt mișto și... Dar până nu te cunosc, am zis și de Adriana, că ea înțeles că nu-mi place de ea. Până nu o cunosc, n-am unde să știu. Dar totuși ai văzut cum sunt. Pe da. Da. Vorbesc cu Alex, dar de ce nu vă împăcați? Adică de ce nu? Sincer. Nu suntem certați, nu ne înțelegem bine în ultima perioadă. Eu stau în discuție cu el în camera, în grădină și. Dacă nu te deranjează, de gen, eu n-am cum altfel, nu pot să, nu sunt gen. Da, ce zici? Hai de capul meu. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click
aici sau aici?